like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bună seara, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul vostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce vrea să facă domnul Bitcoin. Păi, vă povesteam de astăzi că vrea să mai meargă încă o dată să testeze rezistența. Și se pare că ușor se apropie de 0,618 Fibonacci. Mai exact, 51.083. Fix aici este 0,618 Fibonacci. Din ce observăm, da? Pe 4 ore avem, arată foarte bine, da, indicatorii. Pe daily RSI-ul s-a întors, MACD-ul mai că se intersectează. Voluma vine din ce în ce mai mare. Sperăm, da, sperăm să nu respingă aici la 0,618 Fibonacci și să avem o corecție. Sperăm. De ce? Fiindcă este cam golden pocket și aici cam majoritatea vând. Dar atât timp cât suntem într-un bull market, presupunem că a fost doar o corecție și vrea să urce. Dar tot timpul fiți pregătiți, fiți precauți. Da? Haideți să ne uităm un pic la RSI. Să vedem ce vreau să fac. Deci, o să mai urce. Aici trebuie să fiți atenți. Da? Fiindcă avem 1, 2, 3, 4, 4 vârfuri, da? O sigur o să fie și al cincelea. Aici fie o să-l respingă, fie o să-l ia suport. Mare atenție și mare grijă, da? Ceea ce se poate întâmpla ca astăzi să mergem sau mâine să mergem să testăm 53.950 și de acolo fie să respingem, fie să plece racheta. Asta ar însemna și MACD-ul să intersecteze, da? Bun, haideți să ne uităm pe un time frame mai mic. Deci arată super bine. Pe un time frame mai mic deja iarăși a creat un tipar descendent. Uitați, de aici. Vedeți? Avem o rezistență. Tipar descendent înseamnă bullish, da? Tot ce e descendent e bullish. O să vrea mai devreme sau mai târziu să plece. Dacă ne uităm pe un time frame mai mic, rezistență, suport, rezistență, suport, la un moment dat o să rupă. Da? Bun. Așteptați tot timpul să rupă, așteptați tot timpul confirmare. Sunt șanse foarte mari să rupă. Da? Haideți să ne uităm la Ethereum. Ethereum a făcut astăzi ceva foarte frumos. Da, astăzi ne uităm noi la el. Cred că eram pe aici pe undeva. Vă spuneam eu că avem o rezistență din ce în ce în ce. Vă povesteam cu cât testăm de mai multe ori cu o rezistență, cu atât sunt șansele mai mari să o rupă. Și până la urmă vedeți că a rupt-o. Și a rupt-o foarte agresiv, adică a urcat de la 3800 la 4000 aproape, da? $200 în câteva ore. A urcat cât? 2. E vreo 5-6%, deci nu știu cât a urcat, haideți să... Chiar 6%, da? 6,4 maxim. Acum vedeți că creează iarăși un tipar. Practic este un tipar, o consolidare. Și s-ar putea să mai plece odată. Aștepta să rupă. Și vă zic că sunt șanse să mai plece odată în sus. Dar așteptați tot timpul confirmarea. Bine, dacă intrați la suport și ieșiți la rezistență, clar faceți niște bănuți, da? Bun. În principiu, cam atât am vrut să vă arăt. Mi-aș cerut să analizez ADA.
Vă întrebați cât o să mai urce ADA. Păi în momentul de față se pare că rezistența care vă spuneam în 3.09 a fost atinsă. Adică nu știu dacă observați, dar uitați-vă la lumânarea asta. Da? 3.099. Unde este vârful? 3.1. Deci fix acolo a fost, da? Bun, acum ce se întâmplă? Păi acum am vrea să creeze un tipar. Pare a fi un symmetrical triangle, dacă îl văd eu bine. Unde se pare că aici l-a și rupt. Da? L-a luat și suport. Ceea ce înseamnă că... aici pe undeva... Bine, putem merge coborâ și un pic mai jos. Nu mai atinge vârful ăsta. Ceva de genul. Suport, suport, rezistența rupt. L-a luat suport și sunt șanse foarte mari să plece la următorul nivel. Dar, tot la fel... așteptați să rupă tiparul. Tot un symmetrical triangle, de ce? Fiindcă ăsta a fost un fake. Aici are o rezistență. Rezistență, rezistență, rezistență. Dacă dăm un time frame mai mic, vedeți? Rezistență, rezistență, rezistență. Ăsta a fost un fake. S-a întors înapoi. Și la suport. Deci așteptați să rupă triunghiul ăsta și o să aleagă o direcție. Fie puteți tranzacționați în el. Da? Tot timpul. Suport, rezistență. Suport, rezistență. Da? Bun, în principiu cam asta a fost. Încă o dată vă mulțumesc pentru like-uri, vă mulțumesc pentru mesajele voastre. Vă doresc o seară minunată și mulțumesc pentru tot. O seară bună!